Salutare și bine ați revenit la povestea de seară. În această seară vreau să vă citesc o poveste despre un urs. O îmbrățișare cât un urs de mare. Vreți să ascultați? Super! O îmbrățișare cât un urs de mare. Ia uitați-l pe urs. A fost odată un urs atât de fericit și plin de iubire, încât ori de câte ori cutreiera pădurea și întâlnea vreo făptură vie, o strângea în brațe cu patos. Iată-vă cum strânge un iepuraș. Oriunde mergea, cu fiecare îmbrățișare, ursul împărțea în jurul lui numai iubire. El îmbrățișa chiar și creaturile pe care de obicei un urs le-ar mânca. Se opria până și în fața celui mai rotofei iepuraș. Îi zâmbea și îl strângea în brațe cu dragoste. Niciun animal nu era prea mare. Ia uitați-vă pe cine îmbrățișează. Sau prea mic, prea urât mirositor, da? Îmbrățișează un scons. Sau prea înfricoșător, ca să nu fie demn de o îmbrățișare, da? Îmbrățișează inclusiv un șarpe. Copacii erau totuși ceea ce ursului îi plăcea cel mai mult să strângă în brațe. Da, ia uitați-l cum îmbrățișează un brăduț. Ursul nu întâlnise vreun copac care să nu-i placă și întâlnise copaci înalți. Ia să-i ce copaci mai întâlnește. Copaci mititei. Meri, peri, piersici. Ursul îi îmbrățișa pe toți. Și într-o zi, ia să vedem cine vine acolo în pădure. Într-o bună zi, pe când ursul încerca să ia în brațe un castor și un copac, pe amândoi în același timp, zări un om care umblea prin pădure cu un topor în mână. Ia ursul care îmbrățișa un castor și un copac în același timp. Ursul se luă după om până când acesta se opri în fața unuia dintre cei mai înalți, mai bătrâni și mai frumoși copaci din pădure. Omul petrecu atâta timp privind acest copac magnific, încât ursul era convins de bunele sale intenții. Mai mult ca sigur, omul, ca și el, iubea foarte mult copacii. Da, omul se uită îndelung la copac și ursul crede că și lui îi plac la fel de mult copaci cum îi plac ursului. Numai că, spre groaza ursului, omul se puse pe doborât copacul și pentru prima dată în viață, ursul nu mai a avut chef de îmbrățișări. Ia uitați ce supărat e ursul. Apoi, pe când era gata să-l muște de mână pe om, se opri. Oricât ar fi fost de supărat, ursul își dădu seama că nu putea mânca un om. Nu-i stătea în fire. Ursul oftă, după care se hotărâ să facă ceea ce știa el cel mai bine. Oare ce face cu omul? Ce știe el să facă cel mai bine? Să-l îmbrățișeze. Îl îmbrățișă pe om cu patos. Omul nu era obișnuit să primească îmbrățișări zdravene din partea unui urs, astfel că, odată ce ursul îi dădu drumul din strânsoare, a zvârlit toporul și o luă la fugă departe, cât mai departe. Da, ursul îi face cu mâna, iar omul aleargă cât mai departe. Și știi ce a făcut ursul după aceea? Oare ce-o fi făcut ursul? Ursul a zâmbit și a îmbrățișat copacul cu dragoste, iar copacului i-a fost mult mai bine. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea din această seară, iar vă aștept curând la o nouă poveste. Să vă o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!